Eu înțeleg diverse critici care o să vină și care vin din tot felul de părți în ceea ce privește ofensiva ucraineană. Gândiți-vă că și ei se luptă așa cum pot în momentul de față. Așa cum și noi, din momentul în care a izbucnit războiul, i-am ajutat cu tot ce am putut. Și nu trebuie să-i pară rău nimănui pentru tot ajutorul pe care l-am dat Ucrainei și oamenilor amărâți care treceau. Am și văzut de curând un reportaj la Voi cu Voicu despre începuturi, cum oamenii s-au dus acolo să-i aștepte cu tot ce aveau ca cu să orice, ia, cum cu orice exact, ca să ia în casele mai ales cu sufletul lor deschis. Da, pe copii, pe mame, pe bunici. Mi-aduc aminte și noi aici în București, când au venit, am găsit mame cu bunici, cu copilași și am ajutat, i-am cazat unde am putut, adică să nu ne pară rău că suntem oameni, pentru că e foarte important să rămâi oameni în orice situație. Acum, în ceea ce privește povestea asta cu cerealele, sigur că Rusia își dorește să crească atât de mult prețul cerealelor, încât efectiv lumea să spună... Nu contează, spuneți ce vreți, regândim totul, eventual și uităm de faptul că ați dat drumul la un război care a aruncat lumea în aer. Iată că a ieșit comisarul pe agricultură și a spus că Uniunea Europeană este pregătită să preia toate cerealele Ucrainei în momentul de față, să le aducă pe cale terestră, în așa fel încât să nu mai fie nevoie de Marea Neagră și de sprijinul Rusiei. Sigur, aici este de văzut în așa fel încât să nu sară în aer economiile statelor Uniunii Europene, pentru că am văzut ce s-a întâmplat la noi, am văzut toate discuțiile pe care le avem de câtva timp cu fermierii români în ceea ce privește aceste grâne care au pus în pericol grânele noastre, grânele fermierilor noștri, discuțiile cu privire la faptul că doar 2% din grânele care pleacă din Ucraina ajung în Africa, acolo unde trebuie să meargă ele. Deci, chestiunea asta trebuie discutată foarte serios la nivel european, în așa fel încât să nu pierdem. Și, sigur, eu cred că poate să fie parte din discuția pe care trebuie să o poarte România pentru aderarea la spațiul Schengen, pentru că altfel, dacă aducem tirurile din Ucraina prin România și le ținem la graniță, la Borș sau unde le ținem câteva zile, va fi dezastru.